Gestul făcut de mama Geta cu puțin timp înainte ca Zani să fie desemnat câștigătorul Survivor România 2021. Nimeni nu se aștepta la asta. Mama Geta și a susținut favoritul de la Survivor România 2021. Iată ce mesaj a transmis înainte să fie desemnat marele câștigător. Să vezi și să nu crezi. Mama Geta i-a luat pe toți prin surprindere după ce a decis să-și susțină până la capăt favoritul în marea finală Survivor România 2021. Nu, nu este vorba despre Zani Dache, cel despre care mama lui Culiță Step spunea. Acum ceva timp, că dacă va câștiga fiul ei competiția, acesta va împărți banii cu faimosul. Ei bine, acest lucru nu a fost să se întâmple, căci cel care a părăsit competiție înaintea lui Zani a fost chiar Culiță Sterb. Care a dorit să meargă acasă la familia lui. Sâmbătă seara, 10 iulie, a avut loc marea finală Survivor România 2021, iar câștigător a fost nimeni altul decât Zani Dache. Se pare că socoteala din târg n-a semănat cu cea de acasă. Căci mama Geta își dorea ca marele câștigător Survivor România 2021 să fie Andrei, fostul războinic. Zani este câștigătorul Survivor România 2021. Sezonul 2 Survivor România 2021 și i-a desemnat câștigătorul. După 6 luni de competiție, Zani reușește să-și adjudece trofeul și marele premiu în valoare de 250.000 de lei. Zani Dache, unul dintre veteranii din Republica Dominicană, a câștigat competiția Survivor România 2021. Deci a fost unul dintre cei mai controversați concurenți din sezonul 2. Artistul s-a bucurat de susținerea publicului și a fost favoritul acestora mai multe săptămâni la rând. În marea finală a competiției Fenomen de la Canal D, fanii acestuia l-au votat în număr copălșitor de mare și l-au făcut campionul Survivor România 2021. Zani va pleca acasă cu trofeul concursului, dar și cu premiul în valoare de 250.000 de lei.